Astăzi, la inițiativa primăriei Malovăț, a început o acțiune de ecologizare. La aceasta au participat alături de primarul comunei Ion Michescu, autoritățile județene prin președintele Consiliului Județean Mehedin Țeala din Georgescu și prefectul Alin Isuf, alături de numeroși voluntari. Ampla acțiune de ecologizare a avut loc pe raza pădurii ce aparține primăriei comunei Malovăț. Astfel, primarul Ion Michescu, alături de autoritățile județene, cât și de o mulțime de voluntari, au reușit să redea strălucirea naturală a pădurii, toate deșeurile și peturile fiind adunate. Președintele Consiliului Județean, Aladin Georgescu, a fost prezent la acțiunea de ecologizare, afirmând faptul că grija față de mediul înconjurător stă în puterea fiecăruia dintre noi, iar respectul față de natură și un mediu sănătos de viață face legătura dintre comportamentul nostru și generațiile viitoare. Campania de ecologizare demarată la nivel național s-a încheiat și am ținut să marcăm și noi încheierea acestei campanii în Comuna Malovăț. De la nivelul Consiliului Județean și de la nivelul instituției prefectului județului Mehedinți, împreună cu colegii noștri de serviciu, am venit în sprijinul primarului Comunei Malovăț pentru a participa la această acțiune de ecologizare către satul Negrești. Sperăm ca oamenii să conștientizeze că trebuie să înceteze odată cu aruncatul gunoiilor pe marginea drumului. Avem un proiect care se implementează la nivelul județului Mehedinți. La fiecare cetățean la poartă săptămânal ajunge mașina de gunoi care ridică gunoiul, astfel încât e logic, e mai ușor să scoată gunoiul la poartă decât să vină să-l arunce pe marginea drumului sau în diverse alte locuri. Cred că în această lună care s-a încheiat am tras suficiente semnale de alarmă și sperăm să producă efecte ceea ce noi am făcut și să nu mai arunce gunoaiele pe marginea drumurilor. Conștientizând cât de important este să trăim într-un mediu curat, primarul Comunei Malovăț, Ion Michescu, a fost mereu implicat în comunitate și a dorit să le creeze cele mai bune condiții locuitorilor comunei sale. De aceea a demarat această amplă acțiune de ecologizare, la care au participat, pe lângă autoritățile locale și cele județene, și locuitori ai comunei. Facem ecologizare pentru că, din păcate, oamenii nu înțeleg că trebuie să păstrăm mediul curat. Suntem forțați de împrejurări, suntem obligați de împrejurări, cu toate că pe raza Comunei Malovăț se face colectarea gunoiului. Încercăm să impulsionăm aceste acțiuni. Avem și copii de la Școala Generală Malovăț, care după program facem voluntariat cu ei să înțeleagă că trebuie să păstrăm mediul curat. Avem și sprijinul și suportul Consiliului Județean prin sprijinul domnului președinte Aladin Georgescu, precum și domnul prefect al județului Mehedinți, să arătăm că aceste acțiuni sunt benefice pentru noi ca populație, pentru noi ca populație la nivel de comună și ca la nivel de județ. Tot mai multe persoane folosesc zonele mărginașe pentru a depozita gunoaie. În unele părți s-au format munții de gunoaie din cauza cetățenilor care nu conștientizează cât de important este mediul înconjurător. Tocmai de aceea, prin aceste acțiuni, se dorește o mai mare responsabilitate din partea cetățenilor pentru a păstra curățenia în localitate, dar nu numai.